Capitolul 22. Pilda nunții fiului de împărat. Isus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți Iată că am gătit o spățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit atunci, împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunerecul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Birul atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii care i-au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu?" Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale Cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Despre înviere. În aceeași zi au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei i-au pus următoarea întrebare. Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași. Erau dar la noi șapte frați. Cel din s-a însurat și a murit. Și, fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei șapte va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Isus le-a zis, Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Isus. Porunca cea mai mare. Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc, și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Isus i-a răspuns să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii al cui fiu este Hristosul. Pe când erau strânși la un loc fariseii, Isus i-a întrebat, Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Isus le-a zis, Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, îl numește Domn, când zice, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări.